moldovenesc se depreciază în raport cu euro. Banca Națională a Moldovei a stabilit cotațiile principalelor valute de referință. Astfel, moneda unică europeană se scumpește cu un ban și va avea o valoare de 19 lei și 32 de bani. Dolarul american își menține valoarea de 17 lei și 73 de bani. La fel și leul românesc se menține la cotația de 3 lei și 88 de bani. Rubla rusească se ieftinește cu un ban și va costa 20 de bani, iar hrivna ucraineană se menține la 47 de bani.